Ăsta e drumul care duce de la Vancouver la Whistler. Și din loc în loc se văd insule, se văd munți la distanță. Acum nu este zăpadă, dar când e zăpadă e spectaculos. Și astăzi este vânt pe ocean și sunt ceva valuri. Și e zi în care sunt oameni care ies cu bărci cu pânze, dar nu văd pe nimeni acum. Este zăpadă decât sus pe vârfuri deocamdată. Și sunt chestii de văzut tot timpul. Cascade, sunt râuri, izvoare din munte. Dacă te uiți la norii aia de sus, de pe munte, din dreapta, mișcă în viteză, pentru că e vânt acolo sus, probabil că 40-50 de km pe oră vânt. Este mult de dat la vâsle, pentru că, deși pare distanța mică, sunt între 4 și 8 km lățime. Dar cu barca, dacă mergi la 50 de km pe oră, în jumătate de oră treci și poți să explorezi mult mai mult. Văd valuri pe ocean și îmi spune că vântul e la 40-50 de km la oră pe suprafața apei.
aici e o zonă unde trebuie să reduc viteza pentru că sunt capcane de poliție. Și mai ales în timpul sâmbătă, weekend, sâmbătă, duminică, pentru că lumea merge în călătorii de plăcere până la Whistler și înapoi. Și mai ales copiii de chinezi care au mașini de lux, mașini sport. Ei cred că dacă au bani sunt mai buni decât oricine și merg repede. Vor să impresioneze, vor să arate cât ei sunt de puternici, de plin de ei. Și aici, după colț, câteodată mașina de poliție. Și cum mergi mai mult de 60 la oră, probabil 70, că mai închide ochii. Cum îi pune pe o parte și oprește. Aici este un sat. Dar e diferit de satele din România. Un sat de oameni cu bani, care și-au permis să cumpere case și proprietate și teren în zona asta, la distanță de oraș, la distanță de zgomotul orașului, unde costă câteva milioane ca să cumpere o casă. Și deși casele sunt făcute din lemn, din materiale ieftine, costă foarte mult pentru că le oferă vedere la ocean, este liniște. Bineînțeles că sunt și alte sate la distanță de orașele mari, la distanțe mult mai mari, sate cu vedere la ocean, dar pentru că sunt la distanțe foarte mari, cei care au bani ori sunt pensionari și se mută în zona aceea, dar pentru că e distanță față de spitale și de magazine, sunt puțini cei care aleg viața asta. Dar sunt sate pescărești, sunt sate de pescari sau sate de aboriginali, de nativi, care sunt făcute din oameni care nu prea au bani. Casele sunt foarte sărăcăcioase, mai mult case din, le spune, case mobile, care într-o zi le poți lua, le pui pe un tractor cu platformă și le transporti în alt loc, la nevoie. Este o călătorie virtuală pe care o ai fără să te miști din casă. Sunt asemenea autostrăzi și drumuri și prin Statele Unite, foarte multe drumuri pe lângă ocean în Statele Unite, în nordul Statelor Unite. Nu am fost niciodată în partea de est, dar din California până în statul Washington, în nord-vest, sunt autostrăzi, șosele care merg pe marginea oceanului. Și am mers în asemenea călătorie, întotdeauna am fost călătorii nu numai relaxante, dar pline de aventură. Bineînțeles, nu aventură stilul meu, pentru că n-aveam nevoie să am de-a face cu poliția în zona aceea.
deci pentru că este soare și a fost o perioadă de ploaie pentru vreo 2 săptămâni. Acum este foarte vânt în zona asta și unde merg în Squamish, e un oraș mic de munte, o să fie foarte vânt. Asta cred eu acum. Pentru că asta e normal, e fenomen meteorologic normal, când pământul este rece și ud, prima zi de soare, prima zi căldură, face ca să se formeze mișcări verticale de aer. Și evaporarea cantităților masive de apă fac formarea norilor cumulus. Ieri am oprit și am înregistrat ceva aici la stânca asta. E un mormânt în spatele, nu un mormânt, o cruce comemorativă în spatele stâncii astea. Pare mică de aici, dar probabil că are câteva sute de metri în diametru și e o stâncă unde își fac cuibul vara mii de pescăruși. Deci am înregistrat acolo și pui de pescăruși, am înregistrat câteva videouri, le-am postat pe YouTube. Este unul din videouri care arată ouă sparte, crăpate, ouă din care ies pui de pescăruși. E un video ca și cum ar fi un documentar făcut de amator. Deci eu nu sunt profesionist, dar am avut o experiență foarte plăcută și interesantă. Am dormit pe stânca aia. Deci m-am avut caiacul pus pe stânci, pentru că trebuia să am grijă să nu vină marea să-mi ia. L-am legat bine. Am calculat care o să fie nivelul maxim al mareei. Că de multe ori mă uit după semne, când mă uit unde a fost ultima maree, încă mai este ud. Și știu că acolo este nivelul maxim de apă. De asemenea, mă uit pe internet și citesc nivelul și timpul la care o să fie nivelul maxim și atunci aștept că probabil că la mijlocul nopții sau la 3 dimineața, depinde de anul timp, o să fie mare la nivel maxim. Și ancorez caiacul sau îl trag sus pe putuci sau pe iarbă, depinde unde sunt, și îmi iau culcușul. De obicei car cu mine un sac de dormit și data respectivă l-am luat, am luat sacul de dormit și m-am culcat sub niște stânci, dar deasupra mea erau pescăruși care m-au simțit că sunt acolo și au făcut gălăgie, dar la un moment dat probabil că au obosit din zgomotele care le făceau și pe la 2 noaptea n-am reușit să dorm. Și am vrut să mă uit la telefon să văd cât e ceasul și când am apăsat pe buton de la telefon să văd ora, ecranul telefonului a făcut lumina albastră și pescărușii au văzut lumina și au dat seama că eu sunt treaz. Știau că eu sunt amenințare la locul lor. Și am început să zboare și să facă gălăgie și am rămas foarte, foarte surprins cum pot pescărușii să zboare pe întuneric. Era aproape întuneric perfect. Deci abia îmi vedeam degetele în fața ochilor. Și da, a fost o experiență foarte interesantă. Și aveam de gând să merg mai târziu, dar a venit iarna. Și nu este decât cam o lună
o fereastră în care se pot observa pescărușii acolo și alte păsări marine, păsări care trăiesc pe apă sau se hrănesc din ocean. De asemenea, am făcut poze și am înregistrat ieri în zona asta. Asta este un parc marin unde a fost un feribot în trecut care acum este dezactivat. Și de asemenea este un parc marin care e amenajat pentru scafandri. Deci scafandri care vin aici au baie publică cu duș unde pot să se spele de apă sărată și de plante și ce mai se lipește de costumul lor. Că sunt bărci pe apă, nu sunt mulți, dar sunt câteva, probabil că sunt la pescuit. Nu-mi imaginez de ce ar fi oameni care are și pe apă la vremea asta. Că eu știu din experiență, când este vânt afară e greu de navigat, trebuie să ai grijă cum traversezi peste valuri, cât de tare mergi, pentru că stresează mult structura mărcii. Deci valuri lovesc barca în toate direcțiile și nu numai că fac zgomot, dar cum spun, pun stres mare pe barcă. Barca pe care o am e făcută din fibră de sticlă și deși e barcă mare, E multă presiune, multă forță și de-aia trebuie să merg mai încet când sunt valuri. De asemenea, dacă mergi tare și lovești un val într-un anumit unghi, poate să te răsfoarne foarte ușor. Deci începi să sari, pierzi controlul și te dai peste cap. De-aia nu-i prea plăcut de mers pe valuri. Adică e interesant la început, când să zicem că mergi vreo jumătate de oră, așa mai mult pentru aventură, pentru adrenalină, dar dacă ai de trecut o porțiune de ocean, să zicem 10 km, deja devine obositor. Astă vară am trecut peste o porțiune de ocean cam 60 și ceva de kilometri. Și a fost furtună. Deci nu furtună cu ploaie, dar a fost vânt foarte puternic și ploua puțin și nu era decât eu și încă două bărci mari. Un iaht și o barcă mai mică, dar totuși mai mare decât a mea. Și navigau cu greutate. Deci iahtul mergea fără mari probleme, că era vaporaș, să zic, așa. Dar barca care era alături, probabil că era un prieten cu care mergea în călătorie, mergea în spate unde iahtul făcea un fel de loc, făcea cale prin apă. Și în spatele iahtului sau lateral era vântul mai puțin puternic și erau valurile mai puțin intense. Dar eu eram pur și simplu în mijlocul valurilor și puteam să merg numai la vreo 30 de km la oră și era așa o senzație de bine și de calm când am ajuns la apă calmă. Am ajuns lângă o insulă mare care e locuită, hai să zicem că are diametru de vreo 5-10 km poate. Și când am ajuns într-unul din golfurile insulei respective, unde erau zeci de bărci de pescuit, la pescuit de somon, am zis, oh, ce bine că am scăpat de valurile alea. Numai că
am făcut o greșeală, că am trecut în altă parte unde era apă foarte mică și am făcut o gaură în barcă. Și acum a început să intre apă în barcă. Și fiind la distanță de casă, deci primii 60 de kilometri au fost la una din insule și după aia am mai făcut încă vreo 20 de kilometri în alt loc pe ocean. Și acum aveam de mers, 70-80 de kilometri înapoi până acasă. Până unde era barca, mașina. Și de acolo încă vreo 40 de kilometri până acasă, pe drum. Deci aveam mult drum de mers. Acum era, se făcea seară. Eram pe o insulă, chiar dacă era locuită, dar nu cunoșteam pe nimeni acolo. Și ce fac? Unde stau? Că nu pot să dorm în barcă, pentru că barca prinde apă, se scufundă. Și dacă nu stai cu motorul pornit, și nu știam dacă am stricat motorul sau nu, dacă nu stai cu motorul pornit, bateria se descarcă. Și nu ai lumină, nu ai hărți, nu ai GPS, nu știi ce faci. Nu poți să folosești stația radio. Pot să folosesc o stație radio portabilă pe care o am în caz de urgență și am și alte dispozitive de urgență, dar nu era o alegere bună să stau pe ocean chiar lângă țărm. Da, apa poate să fie 15-20 de metri acolo și dacă mai vine și marea și dacă se face vânt noaptea, ar fi trebuit să dorm undeva pe stânci sau pe plajă, pe nisip, în zona aia. Și dimineața când mă trezesc, unde e barca? S-a scufundat pentru că avea o gaură. Sau era plină de apă și n-aș fi putut să o folosesc. Și odată ce intră multă apă înăuntru și fiind apă sărată, apa sărată mănâncă și scurcircuitează toate circuitele. Și n-aș fi putut să folosesc pompa de apă ca să scot apa din barcă. Deci am făcut o alegere, chiar dacă eram un pic în panică, adică mai multă panică, nu numai un pic. Am făcut o alegere care a fost înțeleaptă. Deci chiar dacă cei mai mulți ar fi optat să rămână pe insulă și să caute ajutor acolo și să închiriez o barcă să meargă până la feribot și să lase barca să se scufunde și să zică ok, nu-i problema, am pierdut barca, asta e, dar măcar eu sunt întreg. Deci cei mai mulți probabil că ar fi optat pentru asta și asta ar fi fost o opțiune înțeleaptă, poate că mai înțeleaptă decât alegerea pe care am făcut-o eu. Dar eu m-am gândit, dacă las barca acolo, am pierdut barca. Mă costă și bani ca să ajung înapoi acasă. Și care-s pierderile mele? Cât mă costă pe mine în total? Dar care-s pierderile dacă mă duc înapoi? Și nu știu ce se întâmplă cu barca. Motorul e bun, nu-i bun? Se oprește motorul în mijlocul oceanului? Și dacă se oprește motorul, nu mai funcționează alternatorul ca să încarce bateria. Și dacă n-am baterie, nu pot să folosesc pompa de apă. Deci cât timp am ca să aștept până vine un elicopter să mă pescuiască de acolo? Da? Deși aveam caiacul, dar nu mă puteam baza pe caiac. Și am și o barcă care se umflă, dar în asemenea condiții nu poți să te bazezi pe caiac sau pe o barcă umflabilă, de asta de umflat, de cauciuc. Și cred că m-am dus cu instinctul, care a știut viitorul, a știut ce se întâmplă. Că de multe ori am făcut alegeri care par tâmpite, dar
Se pare că încă mai sunt întreg. Se pare că eu trăiesc. Și chiar dacă am făcut greșeli, au fost lecții de viață. Că nu poți să vezi toate greșelile ca greșeli. Trebuie să le vezi ca ceva pozitiv. Deci ai învățat ceva. Ăla este muntele din față, este muntele de care, pe care l-am filmat ieri, care este făcut dintr-o singură rocă vulcanică. Și e posibil ca toată valea asta să fi fost plină de lavă. Și ghețarul care a trecut pe aici s-a scurs în ocean. Deci ghețarul care a venit din munți s-a scurs în ocean, probabil că a săpat canalul ăsta și a lăsat peretele ăsta de stâncă vulcanică aici. Da, deci în legătură cu barca, am făcut o decizie foarte, foarte periculoasă, pot să spun. Deși am știut că am sisteme de urgență în caz de nevoie, deși am știut că vântul pe ocean este puternic și ar preveni cei mai mulți piloți de elicopter care ar fi fost chemați să mă ajute să ies de acolo. Deci am pus în balanță toate variabilele. Și cum spun, o persoană cu atitudine și cu mentalitate de oraș ar fi rămas pe insulă. Cel puțin acolo poți să cauți adăpost, poți să dormi undeva peste noapte, dar din experiența mea cu oameni care nu-ți dau o mână de ajutor, gondola care nu funcționează, că încă mai fac teste, probabil. Deci cu experiența mea, oameni care conduc, trec pe lângă mine și văd că am nevoie de ajutor referitor la mașină. Sute de mașini trec pe autostradă, nu oprește niciunul. Sau dacă merg pe munte, am călătorit pe munte de jos până sus pe munte unde aveam mașina blocată, 13 km, prin ploaie, după aia s-a transformat ploaia în zăpadă. Și n-a oprit decât o singură mașină, un singur șofer a oprit și m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor. Și dacă am nevoie să merg undeva. Deci sunt obișnuit cu asemenea atitudine. Și deși eu dau o mână de ajutor când pot și când văd pe cineva la nevoie, dar am gândit că mi-e dificil ca să fac alegerea asta și să sper ca cineva o să fie pe afară, pe insulă, o să se plimbe pe insula aceea sau o să mă vadă pe mine, probabil că în haine mai puțin bune și nebărberit, și o să mă întrebe ce-i cu ăsta sau ce-i cu tine pe aici. Pentru că oamenilor, mai ales cei care au bani, nu sunt mulți care se conectează cu cei care au altfel de nivel de viață, care sunt mai săraci, care nu au bani, care nu au casă. Deci oamenii care au bani trăiesc în realitatea lor. Deci nu au niciun interes ca să schimbe punctele lor de vedere, pentru că dacă funcționează și viața lor este bună cu realitatea pe care o înțeleg ei și o simt ei, de ce să fac o schimbare? Și în fine, deci am ajuns înapoi la mașină și am descoperit că aveam o gaură în fibra de sticlă. Și noroc că pompa de apă a funcționat foarte bine. În fine, asta este o altă poveste. Am ajuns în orașul unde vreau să ajung și vremea arată bine.
pot să zic? Pot să zic că arată bine, deci am speranțe să am o aventură care am plănuit-o de câteva săptămâni în urmă. Ieri n-a funcționat, dar astăzi e posibil să funcționeze. Și vă las și asta e înregistrare pentru părinții mei. Dacă mai fi careva care e curios să vadă un drum din Canada, mă bucur. Vorbim mai încolo, bye bye.